numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. La începutul catehezei, ca întotdeauna, vom cere lumina și darurile Duhului Sfânt pentru ca El să ne călăuzească pe tot parcursul acestei cateheze, ca și în viața noastră creștină, ca ceea ce El, Duhul Sfânt, prin Biserică ne învață, să putem pune și în practică, susținuți de Harul Sfânt. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Rămânem în picioare pentru că urmează lectura biblică și este din Evanghelie. O va citi Părintele Diacon. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! După ce s-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată că au ajuns la Ierusalim niște magi din răsărit și întrebau spunând: unde este regele nou născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit și am venit să-l adorăm. Și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinși de o bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat și, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie și smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în țara lor. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Cucernici părinți, iubiți credincioși, prezenți în catedrala noastră, la cateheza din această seară, ca și cei care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul Ercis Media. Am ajuns la a patra și ultima cateheză din timpul Adventului, cateheză care are ca temă, de acum familiarizați suntem toți cu ea, și anume speranța. Anul speranței. În fiecare duminică, cei care ați urmărit în fiecare săptămână la cele trei cateheze anterioare, am luat câte un exemplu pentru din viața Sfinților, pentru ca urmând pilda lor să trăim cu adevărat în speranță și să depășim cu puterea credinței noastre, încrezători în Dumnezeu, momentele grele prin care trecem noi și lumea întreagă, momente grele cauzate de această pandemie. Suntem de altfel și în ajunul Crăciunului. Mâine este ajunul Crăciunului. Câteva ore ne mai despart până la sărbătoarea nașterii Domnului. Și noi am parcurs în tot timpul Adventului, pregătindu-ne sufletește pentru întâlnirea cu pruncul dumnezeiesc, ne-am pregătit și prin aceste cateheze, atât în Advent cât și în timpul Crăciunului, suntem însoțiți de prezența maternă și luminoasă a Sfintei Fecioare Maria. De altfel, nici nu putem sărbători Crăciunul fără să o avem în fața ochilor minții noastre pe aceea care l-a născut pe pruncul divin, pe Preacurata Fecioară Maria, care este și patroana catedralei noastre, patroana diecezei noastre. Așa că pentru această a patra și ultima cateheză din Advent,
o luăm ca model pe Sfânta Fecioară Maria în privința acestei teme pe care o accentuăm și asupra căreia ne oprim, speranța. Și vom vedea două puncte la această cateheză, mai întâi Fecioara Maria, steaua speranței, și al doilea punct, Fecioara Maria, Maica Speranței. Deci, steaua speranței, Maica Speranței. Am ascultat puțin mai înainte câteva versete din capitolul 2 al Evangheliei după Sfântul Matei, text pe care îl vom reasculta la sfârșitul timpului Crăciunului, în sărbătoarea Epifaniei Domnului, când magii din răsărit vor veni să îi aducă pruncului Iisus darurile lor. Iar magii din răsărit ne simbolizează pe noi toți, cei care îl căutăm pe Dumnezeu, că ați auzit, îl căutau pe prunc, Dumnezeul care s-a făcut om. Ne simbolizează magii pe noi care îl căutăm pe Dumnezeu și dorim să primim de la El sensul și direcția adevărată a vieții noastre. Asemenea lor, și noi avem de parcurs un drum. Ei au parcurs un drum lung până când au ajuns să-L adore pe Dumnezeul făcut om, pe pruncul Iisus. Și de aceea am spus că asemenea lor și noi avem de parcurs un drum pentru a contempla pruncul împreună cu Maria, mama lui. Pentru a ajunge acolo, magii, cum am auzit în textul care s-a citit, au primit semnul stelei de la răsărit. Steaua le-a apărut, s-au lăsat călăuziți de ea și călăuziți de această stea au ajuns să se închine pruncului dumnezeiesc. Doar că această stea de pe bolta cerească nu ar fi slujit la nimic dacă mai întâi pe cerul inimii lor nu ar fi strălucit steaua speranței. De fapt, era speranța într-un rege cu totul special, regele nou născut al iudeilor și al întregului pământ. Un rege cu totul special, cea care le-a condus, speranța în acest rege, le-a condus pașii spre Hristos. De asemenea, făcând aplicare la noi și pe drumul vieții noastre spre regele născut din Betleem, avem nevoie să menținem mereu aprinsă în suflet steaua speranței. Cât trăim, noi trebuie să sperăm și noi vorbim aici de speranța creștină. Speranța pe care o aveau ca o stea în inima lor, i-a călăuzit la prunc. Papa Benedict al XVI-lea declarat deseori că unul dintre titlurile sale preferate când vorbea despre Maica Domnului era acela de steaua speranței. Steaua speranței. Iar noi nu putem să nu observăm cel puțin o asemănare între steaua care i-a condus pe magi la ieslea din Betleem și Sfânta Fecioară Maria, steaua care conduce pe orice om la Hristos. Hristos care este speranța întruchipată. Ea, Fecioara Maria, este aurora zilei lui Hristos, este steaua care anunță adevăratul soare al dreptății. Încă din Evul Mediu, creștinii și-au arătat speranța în mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, invocând-o cu titlul de Stea a Mării. Și astăzi noi creștinii
O invocăm pe Sfânta Fecioară Maria, între altele, și cu acest titlu de stea a mării, cea care conduce barca vieții noastre în portul sigur al lui Dumnezeu. Aici avem invitația pe care ne-o face Sfântul Bernard. Mi-aduc aminte când eram la seminar, unul din părinții spirituali, părintele Alois Donea, de fericită amintire, de multe ori repeta când ne vorbea de Sfânta Fecioară Maria cuvintele Sfântului Bernard, mare cinstitor, numit și trubadurul Mariei, Sfântul Bernard. Și Sfântul Bernard, ca să nu citesc totul și să mă lungesc, scrie așa de frumos că atunci când sau dacă asupra ta vin necazurile, greutățile și enumere el mai multe acolo, privește la stea, cheamă-o pe Maria, cheamă-o în ajutor, necazurile și greutățile vieții. Ea este speranța noastră, cheamă-o pe Maria. Sfântul Bernard ne spune că atunci când privim la Fecioara Maria, ca la steaua speranței, nu vom dispera niciodată. Să privim la ea, la modul său de a acționa, pentru a o lua drept model de speranță. Când nu știm ce drum să alegem în viață, iată, un moment important, atunci când nu știm ce drum să apucăm în viață, mă refer mai ales la cei tineri, se gândesc, ce fac eu din viața mea, încotro să apuc? Dar și noi cei mari suntem uneori puși în situații de felul acesta, oare ce să fac, pe ce drum să o iau ca să fie bine? Atunci Sfânta Fecioară Maria este pentru noi, dacă o chemăm în ajutor, ca o stea luminoasă în întunericul confuziilor noastre și ne ajută să spunem daul nostru la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut ea în momentul bunei vestiri. Cuvântul lui Dumnezeu a fost lumină pentru dânsa, iar daul pe care l-a spus cuvântului i-a arătat calea vieții sale. Dumnezeu îi arată ce drum trebuie să urmeze atunci când ea acceptă, spune daul ei lui Dumnezeu. Și la ușa inimii noastre Iisus continuă să bată prin cuvântul său din Scriptură. Și aici ne putem întreba dacă ne lăsăm inspirați de Maria, care ar fi cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să alegem drumul nostru în viață. De aceea noi prețuim Biblia ca și cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt prin care Dumnezeu vorbește întotdeauna lumii și va vorbi până la sfârșitul veacurilor. Dacă ne lăsăm inspirați, spuneam, ca Fecioara Maria sau de Fecioara Maria, care ar fi cuvântul lui Dumnezeu din Biblie care să ne ajute să alegem drumul nostru în viață? Pentru că ascultăm de atâtea ori, avem posibilitatea acum să citim din Biblie, că a trecut perioada aceea a comunismului în care nu aveam Biblie, foarte greu, noi ne procuram, mi-aduc aminte când eram seminarist de la frații noștri protestanți, ei reușeau să strecoare de prin America, nu știu de unde, și ne dădeau și nouă. Pentru că Biblia este aceeași la toți creștinii. Spuneam, ascultând cuvântul la biserică sau citind acasă din Biblie, care cuvânt din Biblie m-a ajutat pe mine, așa cum a ajutat-o pe Sfânta Fecioară Maria, ca să alegem drumul nostru în viață? Cum aș putea în mod concret să spun daul meu cuvântului lui Dumnezeu? Deci, un moment concret, atunci când nu știm ce drum să alegem în viață, Fecioara Maria este stea luminoasă pentru noi în întunericul confuziilor noastre și dacă o chemăm în ajutor, privește la stea, cheamă-o pe Maria, ea ne va ajuta.
În al doilea rând, Maria este steaua speranței atunci când nu mai avem puterile necesare să parcurgem calea noastră. Deci am ales drumul, mergem și la un moment dat parcă ne împotmolim, parcă nu mai avem putere să mergem înainte și suntem tentați să tragem pe dreapta, să ne oprim, să abandonăm. Atunci când nu mai avem puterea necesară să parcurgem calea noastră, atunci să-i cerem ajutor Fecioarei Maria. La fel ca la nunta din Cana Galilei, simțim că ne lipsește vinul bucuriei de a trăi și de a ne implica în viață. Și atunci ne dăm seama că am epuizat resursele noastre umane. Nu mai există spațiu pentru noutatea lui Dumnezeu în viața noastră, ci ajungem să ne gândim așa cum s-au întâmplat ieri lucrurile, așa se întâmplă și astăzi, la fel vor fi și mâine și cădem pradă descurajării. Nu trebuie să cădem pradă descurajării niciodată. A spune așa ceva este începutul depresiei spirituale. Tocmai atunci Maria ne îndreaptă să facem apel la resursele Harului și ale iubirii lui Hristos. Faceți tot ce vă va spune. Trimite la Iisus, ia, Maica Speranței noastre. Noi o luăm aici ca steaua speranței care ne călăuzește. Unde? La Iisus. Faceți ceea ce vă va spune El. Ia, ca Maica Harului Dumnezeiesc, mijlocește pentru noi lumina Harului care ne ajută să privim într-un mod nou lucrurile din viața noastră. Ea știe foarte bine care este puterea Harului lui Dumnezeu. Ea știe foarte bine că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, Luca 1,37. Și aici ne putem întreba, ce anume îmi aduce mie epuizare în viața spirituală și care este modul meu obișnuit de a reacționa în astfel de momente? În ce fel mă inspiră Fecioara Maria prin smerenia ei de a cere harul lui Dumnezeu? În al treilea rând, rămânem fără speranță atunci când, din diferite motive, ne abatem de la cale și ne pierdem reperele. Sunt și astfel de momente în viața noastră cât trăim pe pământ. Și atunci Fecioara Maria este steaua speranței, căci mijlocește pentru noi lumina milostivirii lui Dumnezeu, singurul reper capabil să ne readucă pe calea binelui și a adevărului, milostivirea Domnului. Să avem încredere în această milostivire. Ea a cântat în imnul Magnificat milostivirea Domnului care dăinuie din neam în neam. Așa se exprimă în această cântare, ieri a fost la Evanghelie. Minunată, una din cele mai frumoase cântări din Biblie. Și tot ea, Fecioara Maria, a mijlocit Duhul milostivirii Domnului pentru ucenicii săi și pentru întreaga omenire atunci când se ruga împreună cu apostolii în cenacolul din Ierusalim, așteptând coborârea Duhului Sfânt. De aceea, vedeți, încep totdeauna catecheza și bine și dumneavoastră, când vreți să începeți o lucrare, nu mai spun cei care studiați, sunteți la facultate, chemați-L în ajutor pe Duhul Sfânt, invocați-L pe Duhul Sfânt. Așa cum Fecioara Maria cu apostolii l-au invocat, așteptând coborârea Lui în cenacolul din Ierusalim. Maria este Maica milostivirii și face să renască în noi speranța prin încrederea în această milostivire a lui Dumnezeu. Și aici ne putem întreba, care sunt punctele mele de sprijin în viața mea și ce mă face să le pierd? În ce fel știu eu să primesc milostivirea infinită a lui Dumnezeu?
Deci, primul punct, Fecioara Maria, steaua speranței, privește la stea, cheamă-o pe Maria. Al doilea punct al catehezei, Maria, Maica Speranței. La Crăciun ne apropiem și noi, asemenea magilor, de ieslea din Betleem. Deja este, vedeți, acolo reprezentată, lipsește sau s-a pus deja pruncul, nu mâine seară, în cadrul celebrării. Și dorim să vedem pruncușorul. Că mulți am văzut zilele acestea, intrând în biserică, veneau și întreau, dar pruncul unde-i? Mai ales copilași. Și părinții le explicau că încă e advent, încă e postul, cum spun frații orientali, postul Crăciunului. Va veni îndată și pruncul, dar aici se va naște, în această sărăcie care ne uimește pe toți. Dorim să vedem pruncul și pe mama lui și, contemplând misterul, descoperim că Fecioara Maria nu este doar steaua speranței, este chiar mama speranței noastre. Din ea s-a născut Hristos, speranța pentru toate popoarele, pentru fiecare om. Ea este aceea care ni-l oferă, ni-l dă pe Iisus speranța noastră. Poate că și din acest motiv, Papa actual, Papa Francisc, a luat decizia ca să introducă în litania lauretană sau litaniile lauretane și această invocație, Maica Speranței, și deja am auzit aici, când recitați rozariul, folosiți această invocație pe care ne-o cere Sfântul Părinte să o introducem în litaniile lauretane și alături de aceasta în altele două, Maica Milostivirii și Mângâietoarea Migranților. Într-adevăr, Maria este mama care dă naștere speranței, care este Hristos, El este speranța noastră, acela pe care ea l-a născut la Betleem într-un graj sărac. Hristos este speranța noastră, Maria îl naște pe Hristos. Și în același timp, ea mijlocește pentru ca și în sufletele noastre să se renască speranța creștină. Acest titlu de Maica Speranței își are originea într-un text frumos din Vechiul Testament, cartea lui Ben Sirach, care astfel vorbește despre înțelepciune. Citez capitolul 24, versetul 18. Eu sunt mama iubirii frumoase, a temerii de Domnul, a cunoașterii și a speranței sfinte. Tradiția bisericii a văzut în acest text din Ben Sirach, din Vechiul Testament, o expresie minunată a fizionomiei spirituale a Sfintei Fecioare Maria. Ea este Maica iubirii pure și frumoase, a evlaviei, a cunoașterii și a Sfintei Speranțe. Maica Speranței, roagă-te pentru noi! Cine se roagă Sfintei Fecioare are așadar parte de o înnoire interioară. Găsește în Iisus speranța sa și astfel se naște în el virtutea speranței. Știți ce înseamnă virtute? Virtutea este o deprindere în bine. Speranța este un bine, un bun, ceva pozitiv pe care trebuie să-l cerem de la Dumnezeu. Ca să nu mai spun că este una din cele trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea. Și au mai subliniat la celelalte cateheze. Am auzit mult și vorbim noi mult preoții în cateheze, în predici despre credință, credință că e absolut trebuincioasă pentru mântuire. Despre iubire vorbim foarte mult și frumos, despre speranță mai rar. Ori acum avem ocazia în anul speranței să punem accent și pe această virtute teologală. O virtute, o deprindere în bine. Ea găsește în Iisus, spuneam, speranța sa și astfel se naște în noi această virtute a speranței. De fapt, în Iisus Hristos
găsim temeiul și motivația acestei speranțe care nu înșeală niciodată. Pentru a putea spera, noi avem nevoie de trei motivații. Prima, să știm că viața noastră are un sens. Doi, să știm sau să descoperim că acest sens al vieții noastre este unul pozitiv de creștere. Și trei, să credem că acest sens care începe aici pe pământ depășește timpul și se înrădăcinează în veșnicie. Și explic aceste trei puncte, trei motivații pentru a putea spera. Hristos, Fiul Fecioarei Maria, ne oferă aceste motivații. El este fereastra noastră spre sens. Am spus că viața noastră are un sens. Hristos e fereastra. Pentru că, în primul rând, ne arată că viața nu este o întâmplare, ci face parte din planul Tatălui veșnic. Venim de la Tatăl și spre El ne îndreptăm. Apoi Hristos ne oferă și mărturia sa despre faptul că, mai departe, acest sens al vieții este unul pozitiv, nu negativ. Sensul existenței noastre este acela de a crește mereu mai mult în identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Într-adevăr, la Crăciun contemplăm acest schimb minunat. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să fie adoptat ca fiu al lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, sensul acestei vieți de fii ai lui Dumnezeu, fii în Fiul cu F mare, nu se termină aici pe pământ, ci se desăvârșește în bucuria veșnică a comuniunii cu Tatăl Ceresc și cu toți frații și surorile noastre care au ajuns la destinație. Suntem creați pentru cer. Viața are un sens. Sensul este pozitiv. Direcția unde? Spre Tatăl, Cel care ne-a dat viața, Cel care ne-a creat și vrea să ajungem la destinația pentru care El ne-a creat, adică în bucuriile cerului. Hristos, prin învierea sa, ne spune că viitorul nostru se împletește cu viitorul lui Dumnezeu, cu iubirea sa veșnică, iar Fecioara Maria a trăit din plin aceste trei motivații ale speranței și ea vrea să le sădească și în sufletele noastre, anume că viața ei a înțeles că are un sens, pentru că face parte din planul veșnic al lui Dumnezeu. De aceea s-a întrebat, ce vrea Dumnezeu de la mine? Când îngerul o anunță că va fi mama lui Dumnezeu, ea se tulbură pentru că se hotărâse să rămână fecioară. Nu se gândea că poate avea un copil fără ca să atingă fecioria ei. La Dumnezeu totul este cu putință, avea să înțeleagă după aceea. Dar a înțeles atunci că viața mea are un sens. Eu mă las ghidată de Dumnezeu. Și s-a lăsat. De asemenea că acest sens a fost cel mai frumos și mai pozitiv, pentru că a dat naștere Fiului lui Dumnezeu. Și apoi sensul vieții ei s-a desăvârșit prin ridicarea cu trupul și sufletul la cer și încoronarea ca regină. Vedeți? În concluzie, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea, și suntem în pragul ei, în care speranța poate să renască în sufletele noastre. Iar Sfânta Fecioară Maria, născătoare de Dumnezeu, mama Fiului lui Dumnezeu, ne însoțește în această naștere. Maria a trăit cu multă speranță momentul nașterii lui Iisus, în ciuda dificultăților pe care le-a întâmpinat. Cu siguranță că ea a suferit din cauza sărăciei locului să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu
într-un grajd. Credeți că a fost ușor pentru o mamă să nască în acest fel copilul și încă ce copil? A suferit din cauza aceasta, a sărăciei locul în care și-a născut fiul, din cauza apoi a suferit din cauza singurătății, a izolării de casele oamenilor. Nimeni n-a primit-o ca să nască decent pe copilul pe care îl purta în pântecele ei, nimeni n-a primit-o și a fost nevoită să meargă la periferia Betleemului, având alături doar pe soțul ei, atât, Iosif. A suferit din această cauză și această izolare de casele oamenilor și lipsa afecțiunii prietenilor și rudelor ei. Nu mai era nimeni cu ei. Dar nu și-a pierdut speranța. Aici e modelul nostru de speranță, steaua speranței, mama speranței. În fața dificultăților pe care le-a întâmpinat, ea nu și-a pierdut speranța în lucrarea Domnului și a trăit toate cu seninătate. Poate și pentru noi, anul acesta, sărbătoarea nașterii Mântuitorului va fi marcată și este deja, vedem, marcată de suferința cauzată de singurătate, de sărăcie, de izolare. Nu putem trăi Crăciunul anul acesta ca anii precedenți, în număr mare, adunându-ne în familie, toți cei din familie și apoi rude, prieteni, cunoscuți, sau în alte împrejurări, e dureros, ne doare, dar să nu ne pierdem speranța, cum nu și-a pierdut nici Sfânta Fecioară Maria. Să o chemăm alături de noi pe Sfânta Fecioară Maria, Maica Speranței, și să-i cerem să ne hrănească și speranța noastră cu prezența ei. Și sigur ne va ajuta dacă o chemăm în ajutor cu încredere. Contemplând asemenea magilor ieslea, pe Maria și pruncul divin, să avem încredere că putem să îi oferim lui Dumnezeu viețile noastre pentru a le primi înapoi transformate. Evanghelistul Matei ne lasă să ne imaginăm modul în care mama stătea aproape de fiul ei. Cred că prima imagine care ne ocupă inima și mintea e aceea a duioșiei, a iubirii, a speranței. Orice mamă care își îmbrățișează copilul este o icoană a speranței. Cu atât mai mult icoana Sfintei Fecioare Maria cu pruncul în brațe. Este o invitație la speranță pentru noi toți. Dacă privirea mamei către magii care au venit cu daruri ar fi fost pusă în cuvinte, poate că în tăcerea adorației magilor s-ar fi auzit glasul Fecioarei spunând: priviți la acest copil, magilor, el este viitorul vostru, el este demnitatea și mântuirea voastră veșnică și a lumii întregi, el este motivul speranței voastre. Sfânta Fecioară, steaua și Maica Speranței, să mijlocească pentru noi toți la Bunul Iisus. Amin. Am încheiat această catehieză a patra despre Sfânta Fecioară Maria. Acum să lăsăm pe fond muzical, puteți începe, ca Dumnezeu să lucreze în interiorul nostru, să medităm asupra celor pe care le-am auzit.
Preasfințite, vă mulțumim pentru această cateheză, vă mulțumim că în această furtună, în această furtună a virusului, a pandemiei, ați dorit să transmiteți un mesaj de speranță tuturor creștinilor, tuturor credincioșilor din dieceza noastră și nu numai. Magii s-au lăsat călăuziți de stea și au ajuns la pruncul Iisus, la adevăratul rege pe care ei îl căutau. Maria este Maica Speranței, steaua care ne călăuzește, ne conduce la Iisus. Atunci când întunericul se lasă în sufletele noastre, în viața noastră, ne-ați invitat să privim la Maria, Mama Speranței, steaua Speranței. Am simțit în această perioadă nevoia de a privi la Maria, de a privi la o stea. Și îmi amintesc că în primăvară, când furtuna era destul de puternică și toți am fost închiși în case, mi-amintesc de reacția tinerilor cu care lucrez. Erau destul de debusolați, destul de triști, nu știau ce va fi, încotro să privească. Și atunci, într-o discuție cu câțiva dintre ei, am fost inspirați să punem în practică, să ne rugăm împreună, să propunem rozariul viu. Sigur, era o activitate și este o activitate pe care noi o facem în mod frecvent, adică în special în lunile mai și octombrie. Dar în acea perioadă, și era luna martie atunci, am simțit nevoia să ne rugăm împreună rozariul viu. Am simțit nevoia de a sta împreună, de a ne ruga împreună. Chiar dacă eram izolați, ne-am rugat împreună. Am privit împreună spre Maria, steaua speranței. Și spre surprinderea mea, am putut să fac apoi o comparație cu ceea ce era înainte și chiar ceea ce a fost în luna octombrie, acum în luna octombrie, au fost mult mai mulți tineri care în acea perioadă s-au înscris și au dorit să se roage, să spună un mister de rozariu. Am privit la Maria, care ne conduce la Hristos. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să adreseze o întrebare preasfințitului Iosif, dacă vrea să evidențieze o idee din cateheza preasfințitului, este de ajuns doar să ridice mâna și seminaristul Leonard va merge imediat cu microfonul. Vi-l-o dați sus. N-am să pun nicio întrebare. Am trecut câteva zile printr-o gripă, printr-o tusă puternică. La servici m-a trimis acasă și m-a trimis să fac COVID. Am făcut testul. Era ziua de Sfântul Anton Durcovici. M-am rugat enorm, enorm de mult. Spuneam: Doamne Anton Durcovici, ajută-mă să nu ies pozitiv, că am fost în laboratoare, am fost în birouri, vă rog din suflet, lăsați-mă să fiu bine. Dar Domnul m-a ajutat, am avut credință și am ieșit negativ. Mulțumesc lui Dumnezeu că am ieșit cu bine prin această încercare care am dușit o săptămână și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi pentru mărturia dumneavoastră. Dacă mai este cineva... Leonard. Da, Leonard. Preasfințite Iosif, vă mulțumim din toată inima pentru catehezele pe care le-ați făcut în fiecare miercuri. Și pur și simplu m-a impresionat foarte mult fiecare
exemplu pe care le spuneți la Sfintele Liturghii. Eu urmăresc pe Ercis Sfintele Liturghii și sunt impresionată de exemplele date de dumneavoastră. Pe mine m-a impresionat foarte mult cum acel om în vârstă era pe patul de spital și i-a mulțumit lui Dumnezeu, i-a părut rău că nu i-a mulțumit la timp pentru că a avut acele aparate pentru oxigen. Și nu i-a mulțumit la timp că... Da. Pur și simplu m-a impresionat. Și în pandemia aceasta echipei Ercis eu mulțumim foarte mult pentru fiecare live, fiecare de pe YouTube și cântecele de pe fundal, fiindcă ne-a făcut pandemia pentru mine ușoară. Și mulțumesc. Mulțumim din toată inima. Doamne ajută! Mulțumim și noi pentru împărtășire. Mai dorește cineva să... Cred că pandemia nu trebuie văzută ca ceva rău, ci ca o încercare. Și cred că în această pandemie ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu. Crăciunul acesta, chiar dacă nu va fi cu familie, cu cunoștințe, cu prieteni, Crăciunul acesta va fi un Crăciun special cu Dumnezeu. Vă mulțumim pentru toate! Va fi un Crăciun cu Dumnezeu, mai mult cu Dumnezeu decât până acum poate. Dacă nu mai dorește nimeni, aș dori să o invit pe doamna Gabriela Knakowski, care a pregătit așa o scurtă mărturie despre experiența ei din spital, o mărturie de speranță. Să am emoții. Nu trebuie. Pentru că este ceva din viața mea personală. Am să încep cu începutul. Nu știți. Eu nu trebuia să mă nasc. Mama mea a fost bolnavă, avea o rană pe col, iar medicii i-au spus că trebuie să avorteze. Atunci a zis că nu voi face acest păcat, mai bine mă omor. Dar un glas de mamă a speranței i-a spus, mama ta a fost în stare să crească 10, iar tu nu ești în stare să crești 3? Și atunci a spus, voi face al treilea copil. Eu sunt Prâslea și mulțumesc din cer că m-a lăsat să pot să cânt. Slavă lui Dumnezeu! Următoarea experiență este din spital. Făcând parte din cor, am avut nenorocul, să zicem, și am ieșit pozitivă. Dar nu mi-am pierdut speranța absolut deloc, ba din contră, am observat foarte multe neajunsuri, atât din spital, cât și a pacienților, eu am fost asimptomatică și le-am spus în felul următor. De aici, eu voi ieși, nu când vreți voi, ci când va vrea Domnul. Și așa a fost, am ieșit înainte de cele 14 zile, că s-a dat decretul, că
cei asimptomatici vor ieși din spital. Nu mi-am pierdut niciodată speranța și nu m-a descurajat acest virus, ba din contră, mi-am dorit din tot sufletul să revin în colectivul coriștilor și să cânt slavă lui Dumnezeu. Și încă o speranță a unei verișoare de-a mele, cuscru ei, era pe patul de spital, era numai piele și os, ca să poată să fie mutat de pe un pat pe altul, era mutat cu cerșaful. Nevasta lui și rudele plângeau, iar el se ruga rozariu și a spus: nu mai plângeți, pentru că Maica Domnului mă va ajuta. Și l-a ajutat și a revenit, spre nefericirea lui și-a îngropat și soția și copilul, iar el trăiește. Așa că speranța va muri ultima, chiar dacă noi nu vedem în aceste încercări să vedem binele care ne este pregătit. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze pentru emoții. Mulțumim, noi foarte mult. Mulțumim. Într-adevăr, mi s-a întâmplat și mie de mai multe ori, vizitând bolnavii, să-i găsesc, să spunem așa, depânând rozariu, rugându-se rozariu și cu un chip atât de senin, chiar în suferință nu se descurajează și privesc spre Maria, Maica Speranței. Doamna Marcu Tereza ne va vorbi despre Legio Maria, un atelier de speranță în laboratorul pastoral al parohiei Adormirea Maicii Domnului din Iași. Voi vorbi în numele grupului Legio Maria, un atelier de speranță, un laboratorul parohial al parohiei Adormirea Maicii Domnului. Mă bucur că am posibilitatea de a da mărturie scurtă despre grupul Legio Maria și despre activitatea ei discretă și redusă în comparație cu alte asociații și grupări, dar o activitate plină de roade de speranță. Prima asociație Legio Maria s-a înființat la Dublin, în Irlanda, în anul 1921. Scopul Legio Mariei este gloria lui Dumnezeu prin sfințirea membrilor săi sub îndrumare ecleziastică. Membrii Legio Mariei sunt apostoli laici și cu misiunea de a se sfinți pe ei înșiși și de a-și ajuta aproapele. Prezidiul Legio Mariei din parohia noastră s-a înființat în anul 2008 sub îndrumarea părintelui Alois Moran. Forul imediat superior se numește Curie și este la București. De când activez în cadrul Legio Maria, pot să vă mărturisesc că am crescut mult din punct de vedere spiritual și acest lucru se datorează participării active la întâlnirile săptămânale. Suntem puțini membri în această asociație, am rămas cam vreo 5 acum, dar nu ne-am pierdut speranța și continuăm să facem reuniuni. Ascultăm glasul lui Iisus, nu te teme, turmă mică. Din aceste întâlniri, eu mi-am trag forța de a duce la îndeplinire scopul asociației. Întrunirea începe cu o rugăciune către Duhul Sfânt, apoi rugăciunea rozariului, urmând o lectură spirituală din manual sau în legătură cu sfinții sau sărbătorile apropiate, de unde avem întotdeauna de învățat câte ceva. Urmează o raportare a muncii, unde fiecare spune ce a întâmpinat în activitatea sa de propovăduire a Cuvântului Divin. Urmează o rugăciune numită Catena și continuând cu o alocuțiune referitoare la modul cum trebuie să se lucreze în scopul răspândirii Cuvântului Divin. Încheierea întrunirii se face cu o rugăciune de sfârșit. Durata este de minim o oră și maxim o oră și jumătate. În timpul săptămânii care urmează, încercăm să punem în practică tot ceea ce ne-am programat. Astfel ne rugăm pentru cei apropiați nouă, din familie, preoții din parohie și misionarii din dieceza noastră. De asemenea, ne străduim să ducem cuvântul divin la acele persoane care au nevoie,
Aceasta o facem prin vizite la domiciliu, la aziluri de bătrâni, la spitale sau pur și simplu în contactul pe stradă cu unele persoane. Dialogul trebuie să fie cu blândețe, iubire și amabilitate. Foarte importantă este umilința. Trebuie să fim umili pentru a putea fi ascultați. Dacă cineva nu ne ascultă, nu trebuie să ne supărăm. Trebuie să iertăm orice jignire sau un comportament care ne deranjează, chiar dacă persoana în cauză nu cere iertare. Astfel încercăm să răspândim iubirea lui Hristos. Încercăm să nu iertăm doar cu gura. Am iertat cu adevărat din inimă atunci când ne comportăm cu adversarul ca înainte de dispută. Dacă îl evităm, chiar dacă el nu ne atacă, înseamnă că nu am iertat cu adevărat și când ne rugăm Tatăl nostru, ne autocondamnăm când spunem: iartă-ne precum și noi iertăm greșiților noștri. Se spune că poți să-ți dai toată averea, să mergi în pelerinaje în toate locurile sfinte. Dacă nu ai iertat din inimă, nu are nicio valoare. Iisus ne spune: dacă pe aproapele îl eviți, îl disprețuiești, pe mine mă disprețuiești. Deci iertarea nu are limite. Iertăm ca să putem fi și noi iertați. Aceasta ne învață și Sfânta Fecioară. Iar la final, dacă cineva dorește să se angajeze într-o astfel de activitate, de unde nu va avea decât de câștigat spiritual, îi așteptăm cu multă plăcere, fie bărbați, fie femei. Cei care doresc pot să-și lase la biroul parohial un bilet, numele și cu numărul de telefon pentru a putea fi contactați. Iar altfel pot și să ne contacteze direct pe noi când facem distribuția în zilele de sărbătoare la intrarea în biserică. Mulțumim, doamna Tereza, pentru mărturia dumneavoastră. Într-adevăr, un grup atât de mic care nu își pierde speranța și continuă să lucreze, să-L vestească pe Dumnezeu în viața de zi cu zi. Și domnul Ciocoiu Gheorghe, care face parte dintr-un grup al parohiei noastre, un grup de rugăciune al parohiei, dori să ne transmită un cuvânt și o mărturie. Preasfințite, fac parte de câțiva ani buni dintr-un grup de rugăciune Rozarinii Catedrale. Am înțeles importanța și puterea rugăciunii comunitare atunci când eu însumi am trecut prin momente mai grele în această viață. Nimeni dintre noi nu cred că și-ar dori să facă o operație pe inimă și totuși am avut această mare încercare, aceea de a fi operat pe cord. A fost examenul vieții mele. Eram conștient că nu puteam reuși de unul singur. Am chemat în ajutor familia de pe pământ, dar mai ales familia din cer. După ce m-am încredințat ajutorului Maicii Domnului, spunându-i rugăciunile și abandonându-mă Sfintei Fecioare, am pornit pe drumul atât de dificil al omului aflat pe o masă de operație. Nu mi-am pierdut credința și speranța în reușită nicio secundă. Bunul Dumnezeu și măicuța sa m-au salvat alături și am reușit. Ca mulțumire, prelungesc cu recitarea Sfântului Rozariu împreună, mai ales când am observat că există intenții precise, zilnice, urmate și de cele personale. M-am bucurat când am aflat că nu vă este indiferent nici un grup de rugăciune și mai ales că vă doriți o întoarcere la izvoare. Acum, Sfânta Liturghie are canonul ei de rugăciune. Cred că Sfântul Rozariu trebuie să fie respectat prin recitarea acelorași rugăciuni. Rozariu se prezintă mai mult tânăr și mai zvelt, mai ales că se închide cu litania lauretană, unde ne regăsim fiecare în parte cu durerile,
dorințele și cerințele pentru care am venit la rugăciune. Vremurile sunt mai grele, acum în pandemie, dar sunt convins că doar rugăciunea comună ne poate descoperi împreună pe calea speranței, așa cum a subliniat și excelența voastră în scrisoarea pastorală. Îmi doresc și vă doresc să avem din nou, cât mai curând, bisericile pline tot timpul la liturghii și la rugăciuni. Disponibilitatea și apelul excelenței voastre de a ne hrăni sufletul la izvoarele credinței, ale speranței, ale rugăciunii, vor aduce rod aici, în grădina Maicii Domnului. Gheorghe Ciocoiu, rozarin al catedralei. Lăudat să fie Iisus și Maria! Aș dori să adaug ceva la mărturia domnului Gheorghe. Îmi spunea ieri când vorbeam cu dânsul că poartă mereu o iconiță cu, la el, o iconiță cu Sfânta Fecioară Maria de la Lourdes. Și a avut-o și la spital în momentele de încercare. Mulțumim, domnul Gheorghe, pentru mărturia dumneavoastră. Și un tânăr vlăstar al parohiei noastre ne va vorbi despre experiența ei din timpul pandemiei, Simon Brigita. Preasfințit Iosif și dragi credincioși, mă aflu aici în această seară pentru a vă împărtăși cât de important a fost pentru mine speranța în această perioadă. Mă numesc Simon Brigita și fac parte din grupul copiilor din parohia Adormirea Maicii Domnului Iași. Cu toții știm că această pandemie nu a fost o perioadă prielnică pentru noi oamenii. Eu personal m-am simțit pierdută în întuneric pentru că am crezut că nu mi-a mai fost permis să-mi trăiesc ultima perioadă din copilărie, dar am greșit. Nu mi-am deschis ochii și urechile și nu mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să-mi folosesc timpul pentru a medita alături de El. Și toate acestea pentru că mă gândeam numai la mine. Am fost egoistă și nu am știut să mulțumesc că s-au putut lua aceste măsuri de precauție pentru binele meu și al întregii lumi. Până să intrăm în stare de urgență, parcă nu aveam răbdare să-i ascult și să-i ajut pe cei suferinți și în nevoi. Când activitățile noastre de zi cu zi au fost restrânse și timpul petrecut cu cei dragi a fost redus, i-am simțit tulburați, ba chiar nedumeriți, pe cei din jurul meu. Nu știam că starea lor de spirit mă avertiza că viața noastră avea să se schimbe. Deși încercam să-i încurajez că totul va fi bine, parcă tot mai tare se cufundau în tristețe. A fost luată ulterior decizia ca instituțiile publice, printre care și bisericile, să fie închise. Nu am putut vreodată să cred că locul în care viața mea de creștin a început, locul în care îl găsesc pe Dumnezeu oricând, locul în care l-am simțit atât de aproape, îmi va fi interzis. Acesta a fost momentul în care noi, creștinii, ne-am dat seama că biserica, locuința lui Dumnezeu, este de fapt o acasă pentru noi, care ne-a fost luată într-o clipită. A trebuit să particip la liturghii prin intermediul tehnologiei. Am văzut cum locul în care am copilărit plângea și suferea când nu erau credincioșii prezenți. Biserica era pustie. În schimb, am observat că în număr foarte mare, oameni credincioși de pretutindeni au participat la rugăciune online și nu au lăsat ca distanța să ne despartă de Tatăl. În momentul în care am realizat acest lucru, mi-am spus că trebuie să sper. Și am sperat. Am sperat și m-am rugat. Așa că după 3 luni de zile ne-am întors în casa noastră și a Tatălui. Când am aflat vestea, inima mea a tresăltat de bucurie și mi-am găsit echilibru. E drept că am avut zile în care am crezut că voi pierde tot. Prieteni, apropiați, chiar și bucuria de a mai trăi copilăria. Dar numai cu speranță și credință am trecut peste toate și am învățat un lucru foarte important. Pustiul și întunericul sunt doar un mod de meditație și învățare prin care ne apropiem de aproapele, chiar și de la distanță. Așa îl vom prețui mai mult.
Pe această cale, doresc să le mulțumesc preoților și persoanelor consacrate și nu numai, care s-au ocupat de transmiterea liturghiilor și activitatea catedralei, cum ar fi rozariu sau adorațiile. Vă mulțumesc pentru că nu ați încetat niciodată să transmiteți mesajul lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. După toată experiența prin care am trecut, am învățat să prețuiesc mai mult ce am și să sper în orice clipă că totul va fi bine. Vă urez tuturor sărbători fericite și binecuvântate, cu speranța în suflet că anul viitor va fi unul mai bun. Mulțumesc pentru atenție! Interesant, casa lui Dumnezeu acasă. Și domnul Dragoș Florian ar dori să ne prezinte o experiență din tinerețea lui, o experiență care l-a marcat și care i-a schimbat viața. Preasfințite, preacucernici, părinți, părinți diacon, dragi frați în Hristos, mărturia mea de astăzi nu va fi despre coronavirus, nu va fi despre temutul SARS-CoV-2. Azi vreau să dau mărturie și să vă vorbesc despre, tot despre ceva invizibil, dar mult mai contagios decât acest virus. Se cheamă iubirea lui Dumnezeu pentru creaturile sale. Pentru asta voi avea nevoie să vă povestesc primii 20 de ani din viața mea. Orele sunt înaintate și o să încerc să-i reduc la câteva minute, câteva momente mai importante din viața mea. Am născut acum 46 de ani în orașul Iași. Prin primii 15 ani din viață, i-am trăit în niște vremuri în care libertatea religioasă nu exista, exprimarea vieții religioase era taxată ca un mod de gândire înapoiat și ca o frână în dezvoltarea omului nou pe care îl promova comunismul. În școli, mai ales la oraș, se promova materialismul științific care îl cataloga pe Dumnezeu ca o invenție a minții umane din vechime, menit să explice ceea ce oamenii nu pot explica. Orice deviere de la acest mod de gândire era taxată și suprimată de zelul revoluționar al cadrelor de partid și chiar a societății care începuse să capete chipul omului nou. Voi povesti pe scurt o întâmplare din școala generală cu un coleg de-al meu, catolic. Acum e o mândrie că era catolic, dar atunci pentru mine a fost un motiv de panică și de frică. În timpul unei ore în care ni se modela creierul despre nocivitatea religiei, a afirmat răspicat că el merge la biserică și chiar cântă în corul bisericii. Vorbele lui au stârnit agitație și au pus în mișcare tot aparatul de partid, în ordine ierarhică până la responsabilul UTC pe școală. Colegul meu a fost chemat în birou directoarei școlii, au fost chemați părinții la școală. Din fericire, tatăl colegului meu era avocat sau jurist, nu știu exact ce era, dar probabil că le-a spus ceva domnilor și, sau tovarășilor și a pus cu botul pe labe rapid. Nu știu dacă au mai fost alte consecințe din partea conducerii școlii, pentru că lucrurile au părut să se liniștească. În schimb, au început reacții din partea colegilor de clasă. O lungă perioadă, colegul meu a fost strigat în bajocără cu apelativul catolic fanatic. Modul acesta de reacție al societății este probabil și motivul pentru care părinții mei m-au ținut mai departe de biserică, mai ales aici, la oraș. Când mergeam la țară, la bunici, la Mircești, lucrurile se schimbau radical. Acolo, mersul la biserică în fiecare zi era condiția ca să poți primi de mâncare și să dormi în casă. Bunicii mei, nu știu, să fi fost mari luptători anticomuniști, dar după felul în care și-au trăit viața, cred că i-ar fi privit cu milă pe propovăduitorii creaționismului științific. Acolo am primit Sfânta Împărtășanie și Mirul. Cele două, trei săptămâni, câteodată o lună când mergeam și iarna,
au fost toată viața mea religioasă în copilărie. A venit decembrie 89 și lucrurile s-au schimbat în ce privește libertatea vieții religioase. Eu am rămas la fel de indiferent la acest aspect al vieții mele și continuam să gândesc în termeni materialiști tot ceea ce era legat de religie. Începutul anilor 90 au fost pentru societatea românească ani extrem de tulburi, marcați de violență și nesiguranță. Și toate astea au venit peste mine ca un tăvălug, dându-mi viața peste cap. Ascultam muzică heavy metal, am început să fumez, am lăsat o moale cu învățatul, eram irascibil și agitat, eram un rebel care nu avea definită foarte clar cauza revoltei lui. Așa arătam eu când Dumnezeu a început să mă trage de mânică ca să-mi spună că vrea și El un loc în viața mea. Începusem să merg la biserică duminica de gura părinților, dar stăteam mereu afară și asta pentru că nu ar fi fost loc în catedrală, în biserica veche. Veneam la liturghia tinerilor, ai mei veneau la liturghia de la 11 și nu stăteam decât până când se termina predica. Trebuia să știu ce să le spun părinților acasă dacă mă întrebau ce s-a vorbit la liturghie. Și mi se părea că o să o țin mult și bine așa cu șmecheria asta. Mai târziu mi-am dat seama că de fapt șmecheria asta era lui Dumnezeu. În timp ce eu ascultam cu atenție lecturile, Evanghelia și predica, ca să am ce povesti părinților, în timpul ăsta Dumnezeu arunca semințe. Azi așa, mâine așa, până când într-o zi Dumnezeu a spus, ia să-i trimit eu băiatul ăsta și un grădinar. Și îmi spune mama într-o zi, am vorbit cu mătușa ta și mi-a spus că Varta merge la biserică și participă la niște întâlniri cu tinerii și cu preoții în care se discută diverse teme. Ia du-te și tu că n-are ce să-ți strice. Erau catehezele de sâmbătă de la ora 4. Acolo m-a luat în primire grădinarul, părintele Cornel Cadar, Dumnezeu să-l odihnească. Eram un încăpățânat și timp de mai multe cateheze am fost un fel de gică contra la aceste întâlniri. Dar atâta răbdare a avut părintele Cadar cu mine, încât a reușit să mă desfacă piesă cu piesă și să mă construiască la loc cu un alt chip. Aici pe foaie am scris greșit. E o greșeală care o fac intenționat de un an încoace, de când părintele nu mai a plecat la tatăl. În loc să scriu părintele Cadar, scriu părintele Cadar. Și întotdeauna îmi spun că n-am greșit nimic și să merg mai departe. Au trecut anii și cateheza, grupul de tineri și biserica au devenit repere de neclintit în activitatea săptămânală. Poate toate ar fi rămas doar la nivelul acesta de relații sociale, de apartenență la un grup, dar Dumnezeu nu s-a oprit aici. Dumnezeu a vrut să-mi dăruiască mai mult. Într-o seară din Advent, stăteam întins în pat, privind la bradul de Crăciun și rememorând clipele frumoase trăite în acel final de zi. Fusesem cu Colindu, împreună cu tinerii catolici, la episcopie, la seminar și în mai multe locuri din oraș. Eram obosit, dar mulțumit de viața mea. În clipele acelea, asupra mea a coborât atâta liniște și pace, cum niciodată până atunci nu mai simțisem în viața mea. Nu mi-am explicat și nici nu vreau să-mi explic ce s-a întâmplat atunci cu mine, dar i-am spus lui Dumnezeu, gata, mă învins, mă predau. Din seara aceea, în mine ceva s-a schimbat profund și fără posibilitate de revenire. Nu am mai trăit nici după acea seară vreodată atât de intens acel sentiment de liniște și pace, dar eu nu am mai fost la fel.
După acel moment, Dumnezeu a început să reverse bucurie în viața mea. Mi-a dăruit o familie minunată, mi-a dăruit prieteni și prieteni de încredere și o viață liniștită. Dar cel mai mult, mi-a dăruit încrederea că El e mereu lângă mine. Aceasta este mărturia mea. Dumnezeu ne caută pe fiecare din noi și așteaptă să-i spunem da pentru a ne umple viața. Mulțumesc pentru răbdare. Mulțumim domnului Dragoș pentru mărturia sa, pentru curajul de a împărtăși experiența, să spunem așa, convertirii sale, experiența găsirii acelui far care ne conduce către scopul vieții noastre. Mulțumim tuturor acelora care au depus mărturie în această seară. Dacă mai dorește cineva să mai spună un cuvânt sau o mărturie, o experiență. Atunci încheiem cu psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine te caut dis de dimineață. Sufletul meu e însetat de Tine. Pe Tine te dorește trupul meu ca un pământ pustiu, uscat și fără apă. Astfel Te-am căutat în sanctuarul Tău ca să contemplu puterea și gloria Ta. Îndurarea este mai bună decât viața, de aceea buzele mele Te laudă. Așa Te voi binecuvânta toată viața mea și voi ridica mâinile mele invocând numele Tău, ca și cum m-aș sătura cu măduvă și grăsime, așa se desfată buzele mele când gura mea Te laudă. Când îmi amintesc de Tine în așternutul meu și meditez la Tine în ceasurile de veche noaptea. Pentru că ai fost ajutorul meu, la umbra aripilor Tale tresaltă de bucurie. Sufletul meu se alipește de Tine și dreapta Ta mă susține. Dar cei ce caută să-mi ia sufletul să ajungă în adâncurile pământului. Să fie trecuți prin sabie, partea șacalilor să fie, iar regele se va bucura în Dumnezeu. Vor fi lăudați toți cei care jură pe El, căci va fi închisă gura celor care spun minciuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Urmează să vă dau binecuvântarea în încheierea catehezilor din timpul Adventului, făcând o concluzie, și anume pentru catehezele din acest Advent. Am dat mai multe modele, și anume Isaia, model de speranță, fericitul Anton Durcovici, avem imaginea lui acolo, model de speranță. Ieremia, un alt profet din Vechiul Testament, model de speranță pentru noi și astăzi, Sfânta Fecioară Maria, fiind în preajma Crăciunului și patroană a parohiei și a deceziei noastre, aceea pe care o iubim și o cunoaștem toți, model de speranță, steaua speranței, mama speranței.
dar nu sunt singure, sunt nenumărate exemple, dar ca să nu vorbesc numai teorie, de aceea am ales modele de speranță. Modele de speranță au fost și toți cei care au dat mărturie în toate aceste cateheze, ca și dumneavoastră cei din seara aceasta, și vă mulțumim tuturor. Dumnezeu să vă ajute, dar să fim atenți asupra unui singur lucru, speranța să nu ne însușim numai noi, în primul rând să ne însușim fiecare ca pe o virtute, ca un dar al lui Dumnezeu, dar să fim altruiști, să o dăm și altora. Și cum o dăm? Din mărturiile pe care le-ați dat, și sunt sigur că fiecare ar avea de dat o mărturie, de exemplu, dând un telefon, în situația aceasta de pandemie în care ne aflăm, o scrisoare, un dar, o rugăciune făcută împreună, chiar prin mijloacele de comunicare online. Prin toate acestea noi aruncăm sau dăm o rază de speranță, o rază, două sau mai multe, și în sufletele altora. Și așa să facem. Așa putem înțelege și trăi mai bine sărbătorile creștine, cum este aceasta, în ajunul căreia ne aflăm, nașterea Mântuitorului. Vă doresc tuturor, și îmi doresc și mie, să fim oameni ai speranței. Niciodată să nu abandonăm, încrezători în Dumnezeu, știind că Dumnezeu este speranța noastră, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne călăuzește pașii vieții noastre întotdeauna, chiar dacă nu-L vedem cu ochii trupului, El este cu noi. Crăciunul înseamnă Dumnezeu cu noi, Emanuel. Vă doresc tuturor să aveți un Crăciun cu adevărat, care să vă aducă fericire în suflet și să o trăiți cu speranță că va fi mai bine, ajutați de pruncul dumnezeiesc. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza din seara aceasta s-a încheiat și toate catehezele din timpul Adventului. Mergeți și trăiți în pace.